Un muzician de mare valoare, un dirijor de vocație, o fire artistică și un prieten devotat. Astfel îl redescoperim pe maestrul Alexandru Samoilă în filele monografiei profesorului Aurelian Dănilă. Monografia reprezintă revenirea la destinul unui mare om de cultură, Alexandru Samoilă, de către bunul său prieten Aurelian Dănilă, care a mai scris o monografie acum două decenii. Iată că peste 20 de ani ne-am reîntâlnit într-un dialog, într-un interviu, continuând ceea ce s-a întâmplat după 50 de ani de la nașterea lui Samoilă. Cred că cel mai important a fost căutarea. Atât din partea lui ca dirijor, pe care am urmărit-o pe parcursul ăsta 20 de ani, căutam eu singur ceea ce aș putea găsi în Samoilă, ceea ce nu știe el singur. Cartea este organizată în formă de interviu și practic aflăm în cele mai mici detalii despre parcursul vieții artistice a lui Alexandru Samoilă. Alexandru Samoilă a exprimat recunoștința autorului monografiei Aurelian Dănilă. El e cel mai aproape și cel mai bun și poate că e aparte, prieten al meu. De a aduna în două cărți, mai ales în a doua, ultimă, două interviuri, dramaturgia vieții mele, asta e un dar tot de la Dumnezeu și e un talent. Și norocul meu a fost că l-am avut prieten pe domnul Aurelian Dănilă. Lansarea cărții s-a desfășurat în format mixt. În cadrul programului național Lectura Central, dar și împreună cu cei care au stat la baza creierii cenaclului literar Homo Aestheticus. Prin această carte, Aurelian Dănilă îl aduce acasă pe Alexandru Samoilă, un mare dirijor universal. Clubul nostru își propune o cuprindere a tuturor domeniilor culturii. De data aceasta avem o personalitate de excepție despre care profesorul Aurelian Dănilă a scris un portret monografic. Mă bucur că este o carte despre colegul meu, despre un dirijor extraordinar, cum este Alexandru Samoilă, și mă bucur de prietenia dumnealui cu alt prieten de-al meu, cu Aurelian Dănilă, care este autorul acestui inspirat dialog. Cred că e o clipă de vârf când doi prieteni s-au întâlnit în acest limbaj dialogal și au oferit această carte splendidă, care oferă un film, un spectacol foarte atractiv. Alexandru Samoilă și-a exprimat dorul de baștină, cel mai scump loc de pe pământ, după cum mărturisește în filele acestei cărți. Văzându-vă, mă simt acasă. Sunt niște emoții care ele izbucnesc mai mult ca de obicei atunci când ești departe de casă. La mine asta e o dorere veche, fiindcă eu și m-am născut departe de casă. Alexandru Samoilă s-a născut la 30 octombrie 1950 în Siberia, unde i-au fost deportați părinții. Talentul, munca, perseverența de care a dat dovadă s-au încununat cu o carieră de excepție. 10 ani a fost prim dirijor la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău. A excelat apoi la Teatrul din Izmir, Turcia, la Teatrul de Operă din Odessa. Acum este prim dirijor la Teatrul Novaya Opera din Moscova. Maestrul mărturisește că de oriunde revine cu drag la Chișinău.